Bună! Eu sunt Raluca, ea este Luna, este cățelul meu, îl avem de aproape un an și jumătate și avem și o pisică, dar pisica nu prea are chef să vină acum la filmări. O să o vedeți și pe dânsa la un moment dat. Sunt Raluca, după cum am spus, locuiesc în Praga de 2 ani și jumătate, sunt din România, sunt din Suceava, sunt suceveancă, bucovineancă, moldoveancă, cum vreți să spuneți. Și am spus să vin pe acest canal de YouTube și cu alte lucruri pe lângă cărți. Așa că videoul de astăzi va fi despre niște produse pe care le-am cumpărat eu de la DM, de la Rossmann, și două colete pe care le-am comandat. Niște produse de la Rituals și niște produse Eco. Dar vor fi și acelea mai încolo. Primele lucruri pe care vreau să vi le arăt sunt cele de la DM și de la Rossmann. Eu de obicei când merg la cumpărături merg cu așa ceva, cu o plasă din aceasta, deoarece nu vreau să mai cumpăr plase de la ei, deși aici, sincer să vă zic, nu mai găsiți plase de plastic deloc. Tot ce găsiți sunt plase de carton, din hârtie sau tipul acesta de plase pe care puteți să le luați și să le puneți în geantă. Eu prefer acest tip deoarece sunt mai ieftine. Chiar această plasă, să știți că este luată din DM și a costat, cred că, 10 lei. Este, din câte știu eu, este din bumbac, cred? Sau ceva de genul. Da, este din bumbac 100%. Poate fi spălată foarte ușor la mașina de spălat în caz că, nu știu, aveți ceva ce a curs sau dacă a fost pătată. Lucrurile aici la DM și la Rossmann. Rossmann este celălalt magazin, este exact ca DM-ul, doar că prețurile uneori diferă între ele, câteodată găsești lucruri mai ok la Rossmann, câteodată găsești lucruri mai ok la DM la preț. Și la DM am acest card, este cardul de membru, iar la Rossmann îl am și pe telefon, iar la Rossmann este același lucru, doar că îl ai direct pe telefon. Și aici primești genul acela de oferte care, na, poți să-ți iei diferite lucruri cu el. Am aici două măști, măștile mele, pentru că vreau să vă arăt, mi-am luat niște alte tipuri de măști, dar vreau să vi le arăt când ajung acolo. Ideea e că aici am produsele de la Rossmann și la DM în această pungă pe care le-am luat, cred că acum 2 sau 3 săptămâni. Dar sunt și niște produse de la farmacie. Medicul dermatolog mi-a recomandat să mă duc să-mi iau o cremă și vă voi spune când voi ajunge la cremă exact despre ce este vorba. Și dentistul mi-a recomandat, deoarece am niște lucruri de făcut pe la dinți. Mi-a recomandat să-mi iau o chestie, un fel de apă de gură foarte, foarte puternică, care are și un fel de dezinfectant, dar la fel vă voi explica atunci când ajung la produs. Așa că haideți să începem. Primul lucru pe care mi l-am luat de la DM, o să râdeți, dar da, mi-am luat o vopsea. Din câte știu eu, acesta este un fel de vopsea semi-permanentă, este nuanța 603, nu știu cât se vede acolo, dar eu de obicei cu asta mă vopsesc acasă, pentru că aici în Cehia momentan tot ce ține de înfrumusețare, dacă vrei să mergi să te pensezi, dacă vrei să mergi să-ți faci genele, nu știu, dacă vrei să mergi să te buchizești, să te machezi, să mai știu eu ce, să te tunzi, toate sunt închise. Sunt închise cam din luna noiembrie, deci eu ultima oară când m-am tuns a fost în decembrie, iar de atunci, nu în decembrie, în octombrie, ultima oară când m-am tuns a fost în octombrie, exact, cred că înainte de ziua mea, iar de atunci părul meu a crescut și tot a crescut și da, nu vă speriați cum arată, că n-am ce face, n-are cine să mă tundă. Și mi-am luat o vopsea să mă vopsesc acasă, că na, mai cresc rădăcinile, mai... Da, parcă am dat 20 ceva de lei pe ea, are înăuntru tubul, are mănuși, are tot ce trebuie înăuntru, inclusiv instrucțiunile de folosire. După care, următoarele două produse sunt ale prietenului meu, și-a luat un șampon și un deodorant. Nu știu sincer să vă zic cât au costat, chiar nu mai știu. Următorul lucru pe care l-am luat eu din Rossmann, cred, pentru că era chiar era la reducere, este acest
lapte de machiant. Este pentru ten uscat și sensibil. Eu, din păcate, am tenul uscat. Iar dacă tot vorbim de ten, să vă prezint și... Aceasta este crema care mi-a recomandat-o dermatologul. Nu știu exact dacă se găsește acasă sau nu. A costat, cred că 80 de lei acest pachet, dar are 500 de grame, deci este un tub mare. Este o cremă pentru piele uscată. Din câte mi-a spus dermatologul, eu am pielea uscată, pielea mea este uscată din cauza apei. Apa este foarte dură și din cauza aceasta mi se usucă pielea, nu știu. Nu știu, așa mi-a explicat dânsul. Care este avantajul acestei creme? Este că nu are nici parfum, nu are nici parabeni. Deci, nu știu, vă mai arăt o dată. Dacă o găsiți în România, chiar vă recomand pentru cei care aveți pielea uscată, descoamată și restul. Dar, nu știu, chiar nu știu dacă este sau nu în România, iar dacă tot... Da, este luată din farmacie. Iar dacă tot vorbim de farmacii, mi-am mai luat o apă termală. Apa termală a venit cu două. Mai era una, dar una am lăsat-o în baie. Și țin minte că au costat undeva la 40 de lei amândouă. Tot așa le-am prins la o reducere ceva. După care am luat din... tot din farmacie. După cum vă spuneam, mi-a recomandat dentistul... Această apă de gură este o apă de gură care curăță, are și niște proprietăți în caz că... Eu o trebuie să-mi scot o măsea și din cauza că mi-am scos acea măsea, nu toată apa de gură pe care o găsești în magazine să cumperi este ok. Are ceva antiseptic întrânsa, nu știu exact ce, dar e teroare când stai cu dânsa în gură și... Faci așa 20 de... Nu 20 secunde, mai mult, aproape. Trebuie să faci un minut sau două, dacă poți, cam. Dar eu mai mult de 30 de secunde nu rezist cu ea, pentru că îmi vine să vomit de la dânsă. După care am luat din magazin, tot din farmacie, aceste șosete Parasoftin. Cred că știți despre ce este vorba, nu mai are rost să vă zic. Ele au costat, erau tot așa la reducere și au costat, cred că, undeva la 12 lei perechea. Dar să revenim la DM și Rossmann. Nu știu sincer să vă zic dacă aceste lucruri le veți găsi la noi sau nu, care vă le prezint acum. Sunt aceste șosete, sunt aceste mănuși, acestea sunt pentru mâini, iar acestea sunt pentru picioare, sunt de la Neutrogena. Sunt niște mănuși, șosete pe care le pui. De obicei este recomandat după ce se termină tot procesul, după ce folosești aceste șosete, este recomandat să le folosești pe acestea. Sunt pur și simplu niște șosete și niște mănuși care au cremă în ele, pe care trebuie să le ții cam 10-15 minute pe mâini sau pe picioare. Iar tratamentul acesta este o mască din aceasta, pentru că așa se cheamă, mască de mână și mască de picioare. Este ca și cum ai utiliza o săptămână o cremă de mâini sau o cremă de picioare intens hidratantă. Nu știu sincer să vă zic dacă sunt la noi în România, eu știu că le-am trimis alor mei acasă și mi-au spus că ei nu au văzut așa ceva. Dacă știți că sunt... Chiar vi le recomand, eu le folosesc cam o dată la 2-3 săptămâni, tot timpul îmi iau câte o pereche dintre aceasta și folosesc. Aici costă o pereche din aceasta, ea normal costă cam 15 lei, dar dacă te duci în DM sau în Rossmann și ai cardul acela, tot timpul le vei găsi la 8 lei, 9 lei, 7 lei, depinde de promoție. Și câteodată găsești să-ți cumperi una și una o primești cadou. Tot din farmacie, uitați că n-am văzut, dar am uitat, tot din farmacie am luat aceste măști de față, care arată așa. Da, noi le avem pe acestea, aceasta este una normală, iar aceasta este una în care poți să pui un filtru aici înăuntru, dar din câte am înțeles,
aparent acestea sunt mult mai bune decât acestea. Acestea pot fi și spălate, pot fi reutilizate. Acestea le folosești odată și ai cam aruncat, ai cam aruncat masca. Ideea este că sunt 5 măști înăuntru, au 4 layere și nu știu, din ce am înțeles este foarte bun acest FFP2. Habar n-am ce este, dar așa am înțeles că este bun, așa mi-au recomandat de la farmacie. Am spus, haide să le luăm. După care mi-am luat, înainte să-mi comand ceva ce veți vedea un pic în video mai încolo, mi-am luat din DM aceste ațe dentare, tot așa mi-a recomandat dentistul să-mi iau niște ațe dentare și nu am vrut să-mi iau din acela care trebuie să stai, să tragi, să așa, am zis, hai că-mi iau dintre astea să văd cum îs. Dar, da, acum îmi pare rău că le-am luat deoarece sunt din plastic, celelalte pe care le-am luat, pe care o să le vedeți, sunt din amidon de porumb. Dar, na, ce să-i facem, asta e. Următorul lucru care l-am luat, cred că din Rossmann a fost acest, acest lucru, este un, este o mască din aceea care o pui pe față și are acid hialuronic într-însa. Eu de obicei, mie personal îmi place să folosesc această mască după ce fac o baie sau după ce fac un duș fierbinte și nu știu, îmi simt fața deshidratată, folosesc una din aceasta, după care ne dăm cu această cremă. Da. Următorul lucru pe care l-am luat și chiar vreau să vi-l arăt sunt acestea, l-am luat din DM. Sunt aceste cotonete, dar sunt, sunt din bumbac. Nu sunt, nu sunt acelea clasice pe care na, te duci la ei și după aia le arunci. Sunt, ele arată cam așa. Sunt pentru demachiere sau poți să spui cremă cu dânsele sau ce vrei. Sunt 6 la număr și vin în acest săculeț. Am lăsat asta ca să vedeți. După ce le-ai folosit și dacă vrei, nu știu, vrei să le speli, poți să le pui aici în săculeț, îl închizi și îl pui la spălat sau poți să le pui pe ele separat la spălat. Din câte știu, sunt foarte bune, sunt din bumbac, parcă, nu știu, stați că vă zic acum. Da, sunt organice, sunt făcute din bumbac 100% și pot fi spălate. Este recomandat să le speli la 40 sau la 60 de grade. Și chestia faină la ele este că pot fi reutilizabile. Comparativ cu celelalte cotonete pe care le găsiți în magazin, acelea le-ai folosit și le-ai și aruncat. Astea poți să le iei, le speli și le refolosești. Din câte ține aminte, parcă am dat pe ele undeva la 25 de lei, cred, sau 30 de lei, nu mai știu exact. Dar, da, dacă le găsiți, chiar vi le recomand în locul celorlalte. Iar acum să trecem la make-up. Deoarece am și din acestea câteva. Chiar dacă nu mă vedeți pe mine machiată, nu-mi prea place să mă machiez. Dar câteodată îți mai trebuie un ruj, îți mai trebuie un anticiarcăn pentru că de, se mai întâmplă, îți mai trebuie un far de ochi, îți mai trebuie un rimel, una, alta, asta e. Primul lucru pe care vreau să vi-l arăt este acest rimel de la Essence. Da, nu știu de ce l-am luat, cred că l-am văzut albastru. Periuța este așa. Sincer să fiu, nu mai știu cât am dat pe el, dar este până în 20 de lei, cred. Și este waterproof. Încă nu l-am încercat, dacă am să-l încerc vă voi spune. După care sunt aceste două rujuri, da, sunt rujuri, chiar dacă le vedeți așa subțire, sunt de la Maybelline. Sunt un fel de ruj carioca sau ceva de genul. Le-am găsit la reducere ambele. Acesta a fost 10 lei, iar acesta a fost undeva la 12 lei. Ele vin, vin așa și uitați cât de subțire este, vedeți? Acesta este un fel de roșu corai, iar acesta este un fel de roșu rozio, așa, nu-i nici roșu, nu-i nici roz, sincer să vă zic. Acestea sunt culorile.
Personal, îmi place acesta roșu roziu mai mult decât cel roșu intens. După care mi-am luat, deoarece aveau reduceri la Maybelline, mi-am luat acest, nu știu de ce am scos capacul, acest anti-charcan, este varianta 00, este unul deschis. Este bun, l-am mai avut înainte și l-am folosit și chiar mi-a plăcut. Dar mulți spun că ar fi mai ok să le scoți să scoți burețelul ăsta și să-l folosești fără burețel. Eu îl folosesc așa, la cât anticearcă îmi folosesc eu. Următoarele două sunt tot așa două rujuri, sunt acestea, tot de la Maybelline. Sunt acele rujuri faimoase Mate Ink sau ceva de genul. Acesta a fost la reducere, a fost undeva la 15 lei. Nu știu dacă îl mai găsiți. Este acela cu Marvel, cu... nu știu exact, au avut ei un parteneriat cu Marvel sau ceva de genul. Iar acesta este unul roz. Este numărul 15 la acesta roz. Iar la acela roșu imediat vi-l arăt. Vă arăt și cum arată. Adevărul este că miros foarte frumos. El arată așa, pe mână. Iar acesta este numărul... 20, da. Și din cauza că m-am luat de la Maybelline aceste lucruri, am primit cadou, aparent, această gentuță. Rujurile le-am luat din Rossmann, nu le-am luat din DM. Din DM am luat acest rimel. Și mi-au dat această gentuță, au spus că este cadou, deoarece la o comandă, dacă ții lucruri în valoare de, nu mai știu câte, parcă era de 30 de lei sau de 40 de lei, primești una dintre asta cadou. Este binevenită. Și tot din Rossmann, mi-am luat, din cauza că am acel card, am un fel de puncte la ei. Cu cât faci mai multe cumpărături, cu atât ai mai multe puncte. Și din cauza că aveam deja vreo 50 sau 60 de puncte acumulate, am putut să-mi iau acest porfard. Din câte țin minte, a trebuit să mai plătesc încă 10 lei pe el. Porfardul este... așa, de fapt, sunt două porfarduri, nu numai unul. O trebuie să folosesc 40 de puncte din acele puncte pe care le am. Le-am format, au fost transformate într-un fel de cod, au folosit codul și a trebuit să mai plătesc încă 10 lei pe acest porfar. Și mi-a plăcut foarte mult cum arată și am spus că este bun pentru călătorii. Când vom călători, domnul știe. Iar tot din Rossmann am luat această paletă de... am să vă arăt imediat pentru că am deschis-o și... m-am jucat un pic cu dânsa să văd cum arată. Știu, sunt niște farduri, lumea spune că sunt niște farduri profoase, că nu stau pe ochi, că nu rezistă. Mai sincer să vă zic, eu personal prefer să dau banii pe această paletă și să o folosesc până expiră într-un an sau când expiră dânsa, da, în 12 luni expiră, decât să dau banii pe o paletă de la, nu știu, Jeffree Star sau o paletă din aceea scumpă pe care, sincer, mă machez odată la lună sau odată la 5 luni și știu că nu o folosesc așa, măcar știu că am dat... eu, din câte țin minte, pe această paletă am dat undeva la 40 de lei, cred. Și are, după cum vedeți, are toate culorile aproape pe care le vreți și mai închise și mai deschise și mai sidefate și mai mate și cu sclipici și fără sclipici. De exemplu, uitați aceasta... acel argintiu, dacă îl pui, cam așa se vede, vedeți? Eu zic că este destul de ok argintiul, nu știu, haideți să luăm verdele ăsta de aici, ca să vedeți că... da, vedeți? Verdele, nu știu, movul ăsta cu sclipici, haideți să luăm să vă arăt. Da, știu că sunt prăfoase, știu că nu toată lumea este wow, vai, ce frumoase sunt paletele de la Revolution, dar pentru banii care sunt, adică pentru 40 de lei, hai să zicem 60 de lei să dai pe o paletă, comparativ cu cât costă o paletă de la Jeffree Star, care este vreo 2-3 milioane, și dacă o folosești, da,
Pot să o cumpăr cu cea mai mare bucurie pentru mine și pentru tine și pentru toți, dar dacă te machiezi cum mă machiez și eu odată la ceva timp, eu zic că una dintre asta, sincer, chiar se merită. Adică, hai să fim serioși, nu toată lumea are miliarde de dat pentru sau milioane de dat pe machiaje sau chestii de genul, sunt și lucruri mai importante. Dar da, o recomand această paletă, este destul de ok, adică mie mi-a plăcut, i-am cumpărat una și maică-mii pentru că a văzut-o la mine și vrea și ea, pentru că acasă nu l-a văzut încă. Nu știu exact dacă le găsiți aici, s-au adăugat de curând, s-au băgat în DM și produsele de la Revolution. Nu știu dacă sunt aduse acasă sau nu cele de la Revolution, dar sper să fie aduse. Dacă nu, cred că o găsiți pe Notino sau poate o găsiți pe Revolution.ro. Nu știu exact dacă le găsiți în România sau nu, dar da, aceasta este paleta. Chiar vă recomand, mie personal îmi place. Acum, nu știu, fiecare cu gusturile lui. Iar de la DM și de la Rossmann am mai luat eu ce... Nu, de la DM am mai luat. Gata, asta e goală. Dar l-am folosit deja, l-am deschis, nu l-am ținut în cutie. Este acest balsam de buze, tot de la Neutrogena. După cum ați văzut, de la... acestea este de la aceeași firmă. Este un balsam de buze, pur și simplu. Transparent, este foarte bun, mie îmi place foarte mult acest balsam de buze și sincer cred că îmi cumpăr câte 5 tuburi dintre astea pe an ca să-mi hidratez buzele. Îl recomand și pe acesta, știu că a costat undeva la 12 sau 13 lei, dar da, este foarte, foarte ok, puteți să-l folosiți dacă nu cred că are ceva parfum în el din câte știu eu, dar... Nu sunt sigură pentru că nu scrie mult, nu are multe ingrediente aici. Și valabilitatea lui este de 36 de luni, deci nu expiră la anul, ca să spun așa. Îl puteți ține mai mult timp. Bun, acum să trecem la următoarele lucruri, următoarele cutii. Ca să spun așa, sunt cele de la Rituals și cele de la magazinul acela ecologic de aici. World, Eco, ceva de genul, nu mai țin minte exact cum se cheamă, dar haideți să vă arăt și acelea și, da, face ca un porc, aparent. Așa, deci să trecem la despachetat. Ideea este că eu am deschis deja cutiile ca să nu foșnesc pe cameră și să nu auziți rupturi și tot. Vă voi arăta cum au venit împachetate și vă voi spune eventual și cât a costat fiecare. Prețul, haideți să începem cu cel de la Rituals. Cutia vine așa, scrie fragil pe dânsa. Am comandat, cred că luni sau marți și mi-au ajuns exact după 2 zile. Au venit prin... există posibilitatea aici să-ți vină prin poștă, să-ți vină cu curieratul sau să poți să te duci tu să le ridici din magazin. Dar ținând cont că locuiesc în Praga, iar situația actuală nu este ceea ce se zice în România la televizor, nu ieșim din acest lockdown încă. Încă este lockdown și aici și încă majoritatea magazinelor sunt închise. Da, adevărul este că cel de la Rituals este deschis, deoarece este un magazin care are produse pentru îngrijirea corpului și de aceea este deschis. Dar, sinceră să fiu, am dorit să-mi fie aduse acasă de către curierat. Mi-a fost și mai ușor. Deci, haideți să începem. Eu aici am numai... geluri de duș, dar geluri de duș din acelea tip spumă de la ei. Primul gel de duș tip spumă pe care l-am de la ei este acesta. Și este cu trandafir indian și almond oil, ulei de alune, cred. Da, este un miros... Dacă nu știți produsele de la Rituals, vi le recomand. Sunt mai scumpe, ce este drept, dar merită, chiar merită, să știți, chiar merită încercate măcar o dată. Aceasta este varianta mare,
are 200 de mililitri și din câte țin minte am plătit pe ea, cred că 40 de lei, cred. Nu știu exact. Dacă prețurile sunt diferite, vă voi lăsa în descriere exact cum se cheamă produsul și cât am plătit pe el. Următorul produs este acesta, cum am spus, tot o cremă, un gel de duș, spumă de duș, de fapt, care are miros de floare de lotus și jojoba. Ah, și acesta miroase minunat. După care îl avem pe acesta. Acesta este chiar favoritul meu. Este cu ulei de... ulei, doamne! Cu lapte de orez și cu floare de cireș. Și este, da, dintre toate acesta și următorul care vi-l arăt sunt favoritele mele. După care îl avem, cum am spus, alt favorit al meu, acesta, care este cu lalele și cu Japanese yuzu. Nu știu ce e Japanese yuzu, să fiu sinceră, dar miroase extraordinar acesta cu lalele. Deci, dintre toate care le am de la ei, acestea două sunt favoritele mele. După care avem acesta. L-am luat pentru că este portocaliu și prietenul meu are o afinitate pentru culoarea portocalie. Este cu portocală și cu lemn. Are un miros destul de puternic. Nu știu, sincer să vă zic, dacă ar merge și la bărbați, dar cred că merge și la bărbați, să fiu sinceră. Dar da, mie personal mi-a plăcut cum mi-a mirosit. Când l-am mirosit odată în Rituals, am vrut să-mi iau o cremă de mâini și aveau această variantă cremă de mâini. Și am zis că aș fi vrut să o iau, dar am trecut peste, am uitat și acum dacă tot le-am găsit. Le-am găsit, am luat atâtea de multe geluri de duș deoarece erau la promoție. Aveau reducere 30% la toate lucrurile de pe site. Și am spus, ok, au 30% reducere, hai să iau și le avem acolo. Când te plictisești de unul, schimb cu altul și tot așa. Iar ultimul pe care l-am este acesta. Am impresia că este un produs nou, acum a apărut, sincer să vă zic, nu l-am mai văzut până acum la ei. Este cu floare de flamingo și cu grapefruit. Dar... L-am comandat așa la ghici pentru că nu știam mirosul și sincer să fiu, nu-mi prea place mirosul, dar vom vedea exact atunci când mă spăl. Și deoarece am comandat de la ei atâtea produse, mi-au oferit acest mini set cadou. Eu l-am deschis deja, că v-am spus, ca să nu foșnesc. Acestea sunt produsele dinăuntru pe care le-am primit, pe care le-am și scăpat deja. Și sunt, din câte știu eu, vă spun imediat ce este fiecare. Este un booster, un serum și o cremă. Acestea sunt. Și cam asta este toată comanda de la Rituals. Cred că am plătit în total 200 și ceva de lei, 215 lei, cred că am plătit pe toate aceste produse, care mă vor ține o bună perioadă de timp. Și deoarece am spus că acestea două sunt favoritele mele, cel mai probabil voi comanda și crema de corp, uleiul de corp, parcă, sau uleiul de duș, nu știu exact, trebuie să văd ce are fiecare, dar știu că unele dintre ele au și crema de corp și vreau să o comand. După care trecem la următorul pachet, care este este acesta. Eu l-am deschis deja, așa că am vrut să văd cum era împachetat foarte, 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 foarte foarte multă hârtie din aceasta peste, extra. Aici aveți și tot timpul primiți de la ei după ce comandați, din cauza că este un site eco, pe lângă că primiți factura aici, primiți și o, da, este scris în limba cehă, primiți și o
felicitare, felicitări că v-ați înscris gen în acest grup și în această comunitate și vreți să aveți grijă de mediu și se semnează toți cei care lucrează la acest site. Site-ul se cheamă econea.cz. Nu știu dacă fac livrări, sincer să vă zic, în România, dar nu cred. Ideea care este cu acest site? Ei folosesc toate produsele care le au ei pe site, sunt produse eco, din câte știu eu, eco, biodegradabile, sustenabile și cum mai vreți voi. Deci tot ce o să vedeți aici se poate reutiliza, se poate arunca la coșul de gunoi, inclusiv la compost. Primul lucru care l-am luat de la ei sunt aceste ațe dentare, iar această periuță, deși ziceți că este din plastic, dar nu, nu este din plastic. Periuța aceasta este din amidon de porumb făcută și după ce le folosești, le poți arunca direct la gunoi, la compost, dacă ai, sau la gunoiul pe care l-ai tu în casă. Este 100% reciclabil tot ce găsești aici. Este certificat și verificat împotriva... Nu este, testele pentru aceste produse nu sunt făcute pe animale, din câte știu eu. Și... Da, îți mulțumesc aici pe spate, îți spun că fiecare beneficiu care l-ai și de ce este ok să folosești produse din acestea eco-friendly și... Da, eu mi-am cumpărat acestea pentru că mi-a recomandat dentistul. Când m-am dus la dentist, mi-a spus să-mi iau și niște ațe dentare să mai folosesc și am spus ok, bun, mă duc la DM, deși mi-am luat și de la DM, o să vedeți, am să fac un video și cu ce mi-am luat de la DM. Mi-am luat și de acolo, înainte să îmi aduc aminte că este acest site de unde pot să le iau pe acestea care sunt biodegradabile, mi-am luat unele din plastic și vi le voi arăta atunci să vedeți exact ce și cum îți și cu acelea. După care, următorul produs pe care l-am luat de la ei este această pastă de dinți. Este o pastă de dinți cu coral activ, cu coral, doamne, nu coral, cu cărbune activ. Nu știu de ce am zis coral, cu cărbune activ, vine într-un borcan de sticlă care poate fi utilizat, reutilizat după. Ea este așa, știu, arată ca o cremă de papuci. Și lângă dânsa vine, împreună cu dânsa vine această palețică. Ei cu palețică pui pe periuța ta de dinți și după aceea îți speli dinții. Ei recomandă că de fapt așa este indicat, să-ți speli dinții minim două minute, nu aici, pe asta. Da, trebuie să speli dinții foarte riguros timp de 2 minute, după care trebuie să clătești puternic cu apă pentru că mineralul, da, dinții vor fi negri din cauza acestei paste de dinți până când clătiți. Este un proces, nu știu, eu am luat-o sincer să vă zic de curiozitate, să văd dacă chiar înalbește dinții sau este doar așa... Pentru că, da, știți că la noi mai sunt tratamente din acelea, spală-te cu bicarbonat de sodiu, spală-te cu sare de lămâie și nu mai știu câte altele, dar am zis să încerc. Înainte să-mi fac o albire dentară, am spus, hai să-i dau o șansă și acesteia, deși, sincer să vă zic, nu cred că am dat mult pe ea, cred că am dat undeva la vreo 30 sau 40 de lei pe acest borcanaș și garantat o să mă țină câteva utilizări bune. După care am luat-o de la ei, o să râdeți, dar chiar aveam nevoie, de acești bureți de vase, care sunt tot așa, din câte am înțeles, eco. Și sunt făcuți din plante și sunt super, 100% reciclabili. Deci eu după ce folosesc acest burete, sincer să vă zic, mă duc și-l arunc în compost pentru că este reciclabil. Nu trebuie să-l mai arunc în coșul de gunoi.
Eu locuiesc la casă și de aceea tot zic de compost, pentru că avem undeva într-o parte a casei făcut un fel de bunker, să spun așa, în care aruncăm toate lucrurile biodegradabile care se biodegradează. Iar acesta este unul dintre ele. Cam asta a fost tot momentan. Voi reveni și cu un alt video în care vă voi prezenta niște produse de la EDM, niște produse de la Rossmann, niște produse pe care le am, niște produse, niște alimente de fapt și niște beri, din câte țin minte, și apă pe care le am din America comandate. În America, de fapt, este un site aici care aduce produse din America. Și niște produse de pe Bonprix. Bonprix este un site care are haine, papuci, genți, lenjerii, prosoape, are mai multe. Dar acela va fi într-un video viitor. Sper că v-a plăcut, sper că ați găsit interesant acest lucru și ne auzim data viitoare. V-am pupat! Pa, pa!